25.000 de lei. Am ordine de plată. În anul 2020 s-au făcut activități, nu s-au pus să spuneți că s-au făcut activități, că s-au făcut la mare, la festival. Deci nu aveați, nu aveați. Am primit. Eu vă spun. În 2020 am primit, am primit suma de 1.000 de lei de la primărie. Atât. Nu ați primit nimic. Ba da, am primit suma de 1.000 de lei. 800 de lei s-a achitat contravaloarea festivalului la o fată. Da. Da, la o fată. Da. Nu stau nume, nu stau nume, nu stau nume. Da, asta e 2020. 2020. Așa, când a fost la mare. Și de 200 de lei s-a luat apă la mare când a fost întâlnirea aia, vă știți. Eu mi-am luat apă, după mine și ce a fost cu mine, ce am fost. Deci, în 2021 sau... Eu am venit cu ortii, domnule. Da. Eu am venit cu ortii. În 2020 eu nu am găsit nimic. Niciun ban ridicat la primăria Mănăstirea Cașa. Da, doamne, dacă nu înțeleg ceea ce spune dumneavoastră acum, îl lăsați să crește, să facem un istoric. Păi, dar pentru ce istoric? Poate nu este acum pentru ce fac pentru acești părinți. Nu acești părinți, și părinții și copii. Deci, nu, primul dumneavoastră așa. Nu ne interesează, nu se ne certăm. Primul dumneavoastră așa ca și prima. Atunci am primit suma de 1.000 de lei. Când a spus dumneavoastră primul an, vreau să dumneavoastră prima. Și nu sunt. În 2021, dumneavoastră, am primit suma de 1.000 de lei. Deci în 2021 ați primit 5.000 de lei. Am primit 1.000 de lei. Aici, doamne, iată, am și semnături. Da. Da? Despre ce vorbim? Deci în primul n-am primit 1.000 de lei, da? E. Hai să vedem. Este 2021. Da. 1.000 de lei odată. Și încă 4.000 odată. Uitați-i aici. Cele la dumneavoastră. Cu plăcinte. Acasă cu festival. A, la festival de aici. Da, da. În două săptămâni sunt invitați în Italia, la televizor, la un festival foarte mare, sub edicare.
Ghiza, Romie Gica, Ciocura și mi-a spus așa, domnul Bădar, n-am cum să fac în 2 săptămâni rozeta. Da. V-am înțeles, da? Că n-am cum să-ți dat, da. Dar la anul, vă promit, că prinde un buget. Mi-a așa mi-a spus, nu că vedem la anul, mi-a spus, ca la anul, vă promit. Nu, nu, așa. N-am spus niciun promit. Am spus așa, și pe scris am scris, așa. Da? Nu am spus niciodată promit. Vom vedea. Ce se întâmplă? Vom vedea. Vom vedea. Deci eu nu am cum să pun niște vorbe. Discuțiile astea cu dumneavoastră am avut în luna iulie. Dacă la nivelul comunei ar exista doar problema asta, mă închin în fața dumneavoastră și spun că am greșit. Nu v-am văzut problema de dumneavoastră. Dar eu, oamenii, am o singură problemă pe care am greșit-o. Și îmi cer scuze copiilor acestea care chiar îi iubesc, da? Am greșit în sensul că m-am ocupat foarte mult de proiectele importante ale comunei. Și aceste probleme importante ale comunei înseamnă niște proiecte extrem de grele pe care eu nu le-am moștenit, le-am dat drum. Și sala aceasta pe care eu am moștenit-o, dacă era modernă, o puneam la dispoziție. Sala care, hai să ne înțelegem, sunt singurile clădiri ale autorităților locale, sunt aceste moșteniri care sunt deja scoase. Una o dărâmăm la un pești, da? Care ați văzut că s-a și dărâmat. Și o să o dărâmăm probabil și ca asta, pentru că va trebui să ne civilizăm și să ajungem într-o zonă frumoasă și elegantă a comunei. Nu am da? De față cu copiii ăștia. Când am discutat cu domnul Bunădaru, i-am spus, singura clădire pe care o am disponibilă este școala asta. A zis că e bună. Dumneavoastră este foarte bun. Da, este bun. Am luat pe net acum în lumină, că el făcea în școala de pe lângă școală. Cine nu l-a lăsat lângă școală? Să-mi spuneți și de cine nu v-a lăsat. Nu era plin, mobilier și de toate. Și acum s-a dezvoltat. Doamna primar, când s-a început acest ansamblu, am început cu 20 de elevi. Da. Acum ansamblu are 3 grupe, în total sunt 100 de elevi. Normal că putem face repetiții în atelier cu 20 de elevi. Ați promis aici în sală și cu domnul Vice și cu domnul Gheorghiță, cu domnul Gheorghiță Olaru era aici și a spus că vorbiți cu domnul Jidea să vină să pună mozaic aici, al nostru. Dumneavoastră l-ați fost de față cu ei. Uitați-vă, sunt aici pe ei. Eu v-am lăsat în fiecare vară în Căminul Cultural. Nu eu, în Căminul Cultural. În Căminul Cultural nu putem face repetiții. Vă spun și de ce. Deoarece mereu a intrat în discuție că domnul George Bucur are inventat acolo și nu putem face. Acolo am făcut o repetiție acolo. Ce vreți să iau? Deci iată am zis că rămâneți aici și pe timpul verii rămâneți acolo. Așa am discutat. Pe timpul verii, drept dovadă, ați făcut doar în Căminul Cultural. Unde aveți marmură, că-i pusă marmură și nu aveți decât. Clădirea stă să cadă, dar nu puteți să nu s-a stat să nici nu. Da, încercați să nu mai exagerați și cu moștenirea și cu ceea ce au făcut alții. Este foarte rău. De festivalul de la de aici de pe muncă, când ne-ați dat dumneavoastră apă și mâncare. Perfect, într-adevăr, eu cred că am, într-adevăr, o problemă aici. Recunosc, informațiile mele, și nu mi-e rușine să spun, informațiile mele au fost că ați primit. Dacă n-ați primit, îmi cer mii de scuze în fața voastră, că de aia am venit, dacă într-adevăr lucrurile s-au petrecut așa, eu în fața voastră, într-adevăr, am o datorie. Și încă o dată, ce am făcut domnul Blădaru când a început festivalul? Eu, domnul Vice și domnul Blădaru am făcut o întâlnire. Domnul Blădaru, am de primit invitații ca să organizez ceea ce am organizat noi 2 luni de-a trebuit.